Picilor, locul minunat în care povestea este la ea acasă, iar copiii vin cu plăcere. Acesta este motoul care ne definește acest mic colțișor de rai. Centrul Educațional Poinița Picilor a început să-și creioneze primele file în cartea sa în anul 2016, cu scopul de a deschide drumul către succes copiilor și de a forma personalități armonioase în concordanță cu evoluția și cu necesitățile societății. Toți știm că educația este cheia succesului, iar un om educat este un om cu cultură, cu un nivel crescut al aspirațiilor. De aceea, întreaga echipă tinde spre formarea de personalități cu gândire pozitivă, dar mai ales pregătiți pentru viață. Prin urmare, oferim o educație de calitate și aleasă tinerii generații. Noi trebuie să alcătuim cuvinte și să scriem. Îmi place să mă joc cu mașinile și să scriu. Să nu fim obraznici. Să ascultăm. Să dormim. Să mâncăm. Să vorbim pe rând. În centrul nostru se încurajează principii educaționale importante și sănătoase, cum ar fi stimularea creativității și a imaginației la copii. De asemenea, se încurajează găsirea soluțiilor la diferite probleme prin creativitate, iar jocul devine o dominantă a activităților noastre. Mie îmi place să dansesc cu Sam. Nu poți să dorm, mănâncă și marcov. Pe lângă activitățile de bază, în concordanță cu principiile curriculumului național, dispunem și de o serie de activități opționale, cum ar fi muzică, dans, logopedie, limba engleză, dicție, artă, vorbire. Punem accent pe colaborare, imaginație, creativitate, loialitate, grijă, pentru că copiii sunt asemeni florilor, pe care trebuie să-i ajut să crească, să înflorească și să emane frumusețea întregii societăți. Îmi place să dansez. Mi-e place și la grădiniță și desenez și pictez. Mie îmi place cel mai tare să fac prieteni. De ce Poinița Picilor? Vin cu un răspuns epilog. Pentru că în vârful muntelui poți ajunge pe diferite căi, iar una dintre aceste căi este Poinița Picilor, locușorul unde făurim și creăm destine pentru un viitor mai bun acasă.